tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În seara aceasta, frați și surori, cuvântul care ne stă în față, am putea să spunem la prima vedere că se referă într-un mod deosebit numai la tineri. Este aici o mică chestiune. Dacă v-aș întreba pe dumneavoastră cei ce mă ascultați și sunteți în sala aceasta, în biserica aceasta, câți dintre voi sunteți tineri? Aveți curajul să ridicați o mână? Am văzut oameni care la 40, 45. Sunteți? Cât sunteți tineri? Puteți? Aveți curajul să ridicați o mână. Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta vine și se adresează într-un mod deosebit celor tineri. Și cei ce ați ridicat mâna sus, cuvântul lui Dumnezeu vi se adresează. Adică bucură-te tinere în tinerețea ta. Am învățat că viața unui om începe cu copilăria. După copilărie începe preadolescența. Adică, înainte de adolescență, asta fiind undeva vârsta de la 10 la 13 ani. După aia vine, propriu zis, adolescența, care e o perioadă extrem de dificilă în viața unui om, adolescența. Și după adolescență, undeva la 18-20 de ani, se termină adolescența propriu zisă, urmează post-adolescența, care se întinde până la aproximativ 30 de ani. Deci, cei ce încă aveți 30 de ani, sunteți. Tot în perioada aceasta a adolescenței. Ideea știți care este? Ideea este că oamenii care sunt mai în vârstă pot să spună, noi, ca voi, am fost, dar voi, ca noi, nu sunteți. Și asta e adevărat. Numai dacă Dumnezeu ne va da viață celor care suntem mai tineri, că unii spun și noi suntem tineri, dar un pic mai în partea cealaltă de deal. Ăștia lați care sunt din de deal, ăștia dacă Dumnezeu ne mai dă viață, o să ajungem și noi vârsta celor care, hai să spunem, au trecut de 60 de ani. Dacă Dumnezeu o să-mi dea viață, o să o ajung. Dacă nu, nu știu cum e la 60 de ani. Însă dacă un om în seara aceasta spune că la 60 de ani este tânăr, E foarte bine. Trebuie să-l țină bine puterile. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Fie că suntem tineri sau mai înaintați în tinerețe. Dacă vreți să o numim așa, că știu că chestiunea de bătrânețe e o chestiune care nu sună bine și nu place urechilor noastre. Eu nu prea sunt de acord cu asta, dar mă feresc să spun oamenilor că sunt bătrâni, cu toate că în Biblie, cum bine știți, oamenii, scripturii au fost uneori bătrâni și mai mult decât atât, bătrânilor trebuie să le dai un respect. Vreau să văd bătrânii aceia și vreau să le dau respect. Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe bătrânii din biserică. Amen. Așa. Deci sunt bătrâni și Dumnezeu să-i binecuvânteze. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Câteva sfaturi pe care ne le dă Eclesiastul, înțeleptul Solomon, celor care sunt tineri. Ce să facă în tinerețe? E simplu că tinerețea e plină de adrenalină. Tinerețea nu lasă pe tânăr să fie așa molatic. Că dacă vezi un tânăr care nu are energie, zici că are o problemă. Tinerii trebuie să fie plini de viață. Și uneori vin oamenii mai în vârstă și spun: spun Mă, oameni buni, măi tinerilor, mergeți și faceți și voi ceva. Nu stați în biserică nefăcând nimic, doar ascultând. Puneți mâna și faceți ceva. Cântați, învățați la un instrument să cântați. Eu știu. Mergeți, predicați Evanghelia, faceți evangelizare, veniți la biserică, faceți ceva. Pentru că tinerețea, pentru că tinerețea are această caracteristică a energiei, dacă vreți să spunem așa. Și tinerii trebuie să fie bucuroși. Bucură-te tinere în tinerețea ta. Bun. Al doilea lucru. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Foarte bine. Mai departe, umblă pe căile alese de inima ta. Sună bine? Sună bine sau nu? Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Auzi ce spune Biblia? Auzi ce spune înțeleptul? Fă ce-ți place! Sună ca un slogan lumesc, așa? Fă ce-ți place, umblă unde vrei! Dar nu trebuie să dau socoteală la nimeni și nimic? Nu trebuie să spun părinților la ce oră obligați uh, obligat să vină acasă. Pot să mă duc oriunde vreau, când vreau și cum vreau. Biblia spune că să te bucuri, să fii vesel cu inima, cât ești tânăr, că după aia apar alte lucruri, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Fă toate astea, nicio problemă. Serios. Mă, dar până acum asta n-am auzit-o. Să faci ce vrei, cum vrei, să umbli unde vrei. E interesant. Știți pentru cine este interesant acest îndemn? Acest îndemn este un îndemn interesant pentru cei care nu țin cont de Cuvântul lui Dumnezeu și de legile lui Dumnezeu. Pentru ei, sloganul ăsta care se uh, răspândește tot mai mult în mass media. La televiziune, pe internet, peste tot. Sloganul ăsta sună bine. Pentru că în momentul în care ești tânăr, nu vrei să ai autoritate peste tine. Vrei tu singur să fii autoritate. Dar asta nu merge. Cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei ce îl respectă, atenție, are o mare valoare. Și nu se pot opri la cât am spus până aici un copil al lui Dumnezeu care dă valoare cuvântului lui Dumnezeu se duce mai departe și vrea să spună Doamne, e, e, sunt un pic derutat, ce se întâmplă mai departe? Că nu sună bine să fac ce vreau, să umblu unde vreau, să mă bucur și să mă veselesc și așa mai departe. Nu! Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune așa Dar să știi! Atenție, sunt unii oameni care nu știu Sunt unii oameni care nu știu că fără pocăință e cu neputință să ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Nu știu. Dar cuvântul lui Dumnezeu, după ce îți dă aceste sfaturi, vine și spune așa, da să știi. Dacă până seara asta n-ai știut, din seara asta să știi. Ce să știu? Atenție! Să știi că pentru toate acestea, adică, mergi unde vrei, vorbești ce vrei, umbli unde vrei, te bucuri de ce vrei, fii atent aici! Pentru toate acestea te va chema și mă va chema Dumnezeu într-o zi la judecată. Ăsta e adevărul care iese din Scriptură. Acum, când se naște un copil, Primele lucruri pe care le învață, și unul dintre lucrurile de bază pe care le învață, este să răspundă la numele lui. Cel mai mic copil al nostru se numește Samuel. Și cu timpul crescând, deja are peste un an de zile, deja când rostești numele lui, tresare. Și când îi spui Samuel, el imediat tresare. Înțelege că e vorba despre el, chiar dacă încă nu știe să-și spună numele cu cuvintele lui. El tresar. Frații mei, în viață învățăm numele nostru pe care nu noi ni l-am pus, ni l-au pus alții. Eu nu mi-am ales numele, mi l-au ales părinții. Cum o crezut ei, așa mi-au pus numele. De-aia astăzi mă numesc. La trei, la trei nume pot să răspund astăzi. Adică eu reacționez. Dacă cineva zice Constantin, eu reacționez. Dacă cineva spune Costică, eu reacționez. Dacă cineva spune, Tică, eu reacționez. Gata, e numele meu acolo în joc. Deci, noi am învățat numele nostru și ori de câte ori ne auzim numele, reacționăm. În societate, tresar și reacționez când ajunge să fie rostit numele tău. Ne strigă mama și spune, copii, David, Lea, Miriam, Samuel, Lucas, veniți la mâncare. Gata, toți vin la mâncare, că și-au auzit numele. Ok? Tata îi spune copilului, auzi David, vino că trebuie să lucrăm ceva. El vine pentru că și-a auzit numele. Dacă vine, da? Vine că și-a auzit numele. Ok? Uh, mergi la doctor și aștepți analizele. Aștept să ți se spună numele, să-ți primești analizele. Și când auzi, tic, aici sunt analizele. Eu m-am dus repede, stau la rând și mi-am luat analizele. Stau la școală, care a fost la școală, nu știu aici cum e în America, dacă există catalog sau nu. Știu că dacă lipsește copilul, în următoarele 20-25 de minute, ești sunat acasă și se spune, vezi, copilul tău nu e la școală. E foarte bine. Asta în România nu se întâmpla. Dar în România, în catalog, se punea absența. Și atunci începea ora cu, citind numele fiecăruia, Constantin Ulici, prezent, prezent. Atunci eram fericit să pot să spun și eu, prezent. Dar când se derula catalogul și eram chemat, Astăzi să ne răspundă Constantin. Eram fericit dacă aș fi învățat în ziua aia, dar dacă nu învățam, știți cam cum e treaba, că probabil majoritatea dintre dumneavoastră ați trecut pe acolo. Deci, și la școală ești chemat și când îți auzi numele, reacționezi. Fără nicio problemă, ești acolo. Frații mei, când cineva te plătește și spune, auzi, câte ore ai pe săptămâna asta? Și spune numele, Jose, câte ore ai făcut pe uh, săptămâna asta? A făcut 45, 50, 60 de ore. Ăsta e prețul. God bless you. Foarte bine. E, e foarte bine când te cheamă cineva așa. Dar atenție, frații mei. Atenție. Va veni o zi în care fiecare dintre noi ne vom auzi încă o dată numele. Dar de data aceasta nu va chema numele meu, nu va rosti numele meu un om. Un om din societate, un frate, o soră, mama, tata, un prieten sau vecinul, nu. Într-o zi, numele meu va fi rostit de Dumnezeu. De ce? În vederea judecății ființei mele și a faptelor mele. Aici accentuează Dumnezeu lucrul la care trebuie să ne concentrăm. Pentru că ne permitem unii să, să trăim viața cum vrem, așa cum spune: Trăiește-ți viața, fă ce vrei, umblă unde vrei, mergi unde vrei, vorbește ce vrei. Dar atenție! Într-o zi, eu, cu Dumneata și cu voi, toți cei care sunteți tineri, vom sta împreună înaintea lui Dumnezeu. Și haideți să vedeți ce se întâmplă în ziua aceea. Că dacă nu ați citit, citim în seara asta, să vedem un adevăr scriptural. Despre o zi în care fiecare dintre noi vom sta în picioare. Vom sta toți odată în picioare înaintea lui Dumnezeu, așteptând să ne se strige numele. În vederea judecății. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Atenție! Pământul și cerul au fugit dinaintea lui. Și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Cerul și pământul au dispărut. Dar cine stătea în fața scaunului de domnie? Și am văzut pe morți, mari și mici. Adică tineri, adolescenți, copii și bătrâni, toți la un loc, morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Și atenție ce se făcea acolo. Asta a văzut Solomon. Și noi urmează să vedem, și omenirea urmează să vadă această zi, această realitate. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este Cartea Vieții. Și morții, adică noi toți care vom muri și care au murit înainte noastră și care vor muri după noi, dacă Dumnezeu mai ține lumea. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Ideea că cerul e populat de cărți sau că cerul are cea mai mare bibliotecă din lumea asta nu e o fascinație. Asta e o realitate. Nu știu dacă există vreo bibliotecă în lumea asta care are miliarde de cărți în biblioteca ei. Însă cuvântul lui Dumnezeu vine și scoate în evidență un lucru care mi-a plăcut nu de mult am auzit această expresie și mi-a plăcut. Cerul are cea mai mare bibliotecă și în biblioteca cerului. Am eu o carte și ai tu o carte scrisă. Și noi cei ce suntem în viață acum, atenție, se scrie viața noastră. Cineva sus în cer acum scrie viața noastră, scrie viața ta și viața mea, scrie ce gândesc în momentele astea. Pentru că ceea ce gândesc eu și ce gândești dumneata în momentele astea nu se vede. Și ca și bază biblică am să vă citesc versetul 14 din, 12, din capitolul 12 din Eclesiast. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Va veni o zi în care Dumnezeu va striga numele meu. În ziua aceea nu mă va striga să-mi spună ce mai faci și cum ești. Nu mă va striga să-mi dea bani. Nu mă va striga să mă binecuvânteze. În ziua aceea mă va striga pentru a sta înaintea Lui cu faptele mele să mă judece. Frații mei, chemarea lui Dumnezeu la judecată într-o zi va fi o realitate pe care, dacă cineva în seara aceasta o ignoră, face una dintre cele mai mari uh, greșeli din viața lui. Chemarea lui Dumnezeu la judecată va fi pe nume, așa cum am spus până acum. Fiecare vom fi chemați pe nume. Ceea ce îmi place aici este că Dumnezeu mă cunoaște pe nume și te cunoaște pe nume. Știe ce nume am și într-o zi cuvântul lui Dumnezeu spune așa, să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu. Într-o zi Dumnezeu ne va chema pe fiecare pe nume. Asta îmi spune că Dumnezeu mă cunoaște. Asta îmi spune că Dumnezeu cunoaște viața mea. Și într-o zi Dumnezeu va spune să se deschidă cartea lui Tică. Și tot ce a făcut în viața lui este scris în ea. Unde a umblat? Ce a vorbit? Ce a gândit? Lucruri pe care soția, lucruri pe care soțul, lucruri pe care prietenii nu le-au cunoscut niciodată. În ziua aceea, Dumnezeu le va scoate în fața mea și va trebui să stau în fața lui, neavând. Niciun ajutor în stânga sau în dreapta Va trebui să stau înaintea lui Și să-i spun Doamne E adevărat Atunci când am zăbit unui, unor oameni În gândul meu Aș fi spus altceva Doamne e adevărat Ceea ce scrie în cartea ta e drept Am vrut să fiu smerit Dar în inima mea mă mândream Doamne e adevărat Sunt lucruri ascunse Pe care numai eu le știu Și pe care numai tu le știi dar în ziua aceea, Dumnezeu le va scoate la ivială. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, dacă această chemare a lui Dumnezeu este o realitate, și dacă această chemare a lui Dumnezeu și această judecată a lui Dumnezeu va începe cu judecața, judecata tinereții mele, a faptelor mele din tinerețe. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu își spune să știi că pentru toate acestea, pentru care acestea? Pentru lucrurile pe care le faci în tinerețe. Și nu numai. Dar viața începe cu tinerețea, nu cu bătrânețea. Și dacă într-o zi Dumnezeu mă va chema să dau socoteală de tinerețea mea, poți să să-ți petreci tinerețea cum vrei? Cei ce deja v-ați trăit tinerețea în seara aceasta, nu vă puteți gândi decât cum a fost tinerețea dumneavoastră. Cei ce sunteți tineri, acum vă scrieți tinerețea în cărțile din ceruri de la Dumnezeu. Și așa cum trăiești și așa cum faci, cu acelea te vei întâlni în ziua aceea. Și mă voi întâlni în ziua aceea. Judecata se face și pe baza faptelor făcute în tinerețe. Haideți dacă ne uităm scurt, tâlharul de pe cruce. E un exemplu, zic eu, potrivit pentru noi. Când tâlharul stă înaintea lui Dumnezeu să fie judecat, va spune, Doamne, ceea ce vii să-mi spui că am furat e adevărat. Că nu mi-am respectat părinții în tinerețe e adevărat. Că am mai mințit, că am mai înjurat, Cam mai mers în stânga și în dreapta. E adevărat, Doamne! E adevărat, Doamne! Dar, Doamne, acolo în cartea ta mai scrie ceva. Ce? Că într-o zi mi-am dat seama că sunt un păcătos și că am lângă mine un sfânt. Și sfântul e sfântul lui Dumnezeu care poate să ierte păcatele mele. Doamne, acolo în cartea ta scrie că am fost iertat. Doamne, pe baza iertării sângelui lui Hristos. Astăzi te rog, primește-mă în împărăția ta. Scrie asta în cartea vieții tale, în tinerețea ta, dacă ți-ai trăit tinerețea? Există o foaie în care se spune despre tine că ai venit înaintea lui Hristos și ai spus, Doamne, sunt un păcătos, sunt o păcătoasă. Scrie, Doamne, Dumnezeu, acolo că m-ai iertat pentru că mi-a părut rău de viața mea. Scrie asta în cartea ta. Scrie asta în cartea mea din ceruri, care se va deschide într-o zi, prin care voi fi judecat? Scrie asta? Răspunde la întrebarea asta în seara aceasta. Dacă judecata se face pe baza faptelor din tinerețe și nu numai, înseamnă că nu poți să trăiești cum vrei. Nu poți să faci ce vrei. Și nu te poți duce unde vrei. Prin urmare, ce să fac? Dă-mi un sfat, ce să fac? Ce să fac cu tinerețea mea? Că dacă mă gândesc cum sunt acum, și dacă mă gândesc că viața mea nu e iertată, și dacă mă gândesc că nu sunt împăcat cu Dumnezeu, acea zi, a, acea zi o să fie o zi groaznică pentru mine. Aș vrea să vă citesc Romani, capitolul 2 versetul 6 la 10. Care va fi răsplătirea fiecăruia după faptele lui? Fiți, vă rog, foarte atenți. Și anume, Dumnezeu va da viață veșnică celor ce, prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire Necas și strânturare Va veni peste orice suflet Omenesc care face răul Întâi peste iudeu Apoi peste grec Slavă, cinste și pace Va veni însă peste oricine face Binele Întâi peste iudeu Apoi peste grec Ce să faci? Pentru că atunci când ți se deschide cartea să ai șansa să spui lui Dumnezeu, Doamne, există o filă în cartea aceea în care ai scris. O filă în care sângele lui Hristos mi-a spălat păcatele și din ziua aceea am trăit pentru tine. Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 10 spune așa, gonește sau alungă orice necaz din inima ta. Și doi, depărtează răul din trupul tău gonește alungă, curăță orice mizerie din inima ta 2 Timotei 2 cu 22 cuvântul lui Dumnezeu spune așa fugi de poftele tinereții fugi de ele ia-o la fugă, dar în fuga aceasta fugit de poftele tinereții urmărește neprihănirea, credința, dragostea pacea Astea, urmărește-le în timp ce fugi de toate poftele tinereții. Urmărește-le astea, căci cu astea ajungi în cer. Dar cu destrăbălarea, cu neascultarea, cu mândria, cu poftarea, cu astea nu ajungem în cer. Dar cu goana, cu curăția de inimă, cu curăția de suflet, cu curăția de cuget în fiecare zi, ajungi cu ajutorul lui Dumnezeu în cer. De aceea ni se spune de atâtea ori și suntem îndemnați, continuați să vegheați, continuați să vegheați, continuați să vegheați. Depărtează răul din trupul tău și fii perseverent în a face bine. Perseverează în a face bine. Continuă să faci binele, pentru că toți cei ce caută să facă bine și perseverează în a face binele. Primesc slava, cinstea, în ziua în care se vor întâlni cu Dumnezeu. Frații mei și surorile mele, sloganul acesta, fă ce vrei, du-te unde vrei și trăiește-ți viața, se poate împlini de oamenii care nu țin cont de Dumnezeu. Însă oamenii care țin cont de Dumnezeu și care țin cont de realitatea unei zile a judecății, se oprește la un astfel de... Uh, Sfat. Și spune: Stai puțin. Nu pot să fac ce vreau? Pentru că există o zi a judecății. Cuvântul lui Dumnezeu, la sfârșit, spune: tinerețea e scurtă. Și apoi, zorile vieții sunt trecătoare. Acum te-ai născut, ai văzut lumina zilei și nu mai ești. Frații mei, omul înțelept vine înaintea lui Dumnezeu, își trăiește viața cu Dumnezeu. Indiferent de circumstanțele prin care trece De ce? Pentru că vrea să-și petreacă veșnicia cu Dumnezeu Dar veșnicie cu Dumnezeu se poate prin pocăință Amin